Tot mai citesc, mai astră-ți carte, deși ce-o știu pe din afară, parcă urmând șirul de slove cea ta de gânduri sămânară, mă duc tot mai afund cu mintea în lumile de frumuseți. Frumoasele versuri eminesciene au răsunat aseară de pe scena Teatrului de Vară din Caracal. În ciuda picăturilor mărunte de ploaie tomnatică, spectatorii au fost încântați de recitalul unuia dintre cei mai mari actori români, născut pe malul Dunării la Corabia. Mi-a plăcut foarte mult. M-a captivat. În general, poeziile lui Eminescu sau și interpretarea? Și interpretarea și poeziile. Din păcate, pandemia a pus un pic oprire pe acest festival. Cum eram obișnuit să se țină în Teatrul Național. Foarte frumos! Foarte frumos! Da, cum să nu, de-aia am venit! Personal sunt impresionat ca o ființă umană la 80 de ani să aibă această atitudine și o memorie fantastică, să recite atâta timp fără oprire. Pentru mine este un fenomen. Festivalul de Teatru Ștefan Iordache de la Caracal a debutat aseară la Teatrul de Vară din municipiu. Organizatorii au decis ca ediția a 10-a să fie dedicată actorului oltean Emil Boroghină. Fostul director al Naționalului Craiovean este cel care a deschis cu emoție seria spectacolelor ce vor face din Caracal capitala teatrului românesc. Sunt foarte emoționat de această decizie care m-a răscolit atunci când am aflat și mi-a transmis doamna directoare a festivalului Marina Constantinescu această intenție. Eu am fost foarte legat, așa cum am spus și pe scenă, de Ștefan Iordache. Destinele noastre s-au întretăiat în mai multe rânduri, în primul rând în anii studenției și după aceea în anii de glorie ai Teatrului Național din Craiova. Și faptul că acest festival este dedicat în totalitate lui, pentru mine e o decizie extraordinară. Sigur că sunt onorat că mă gândesc câte personalități au trecut pe aici, căror mari actori, mulți din ei sau regizori, mulți din ei dispăruți, le-a fost dedicată fiecare dintre ediții și acum aceasta a 10-a mi este dedicată mie. Organizatorii au făcut eforturi deosebite pentru a continua acest proiect cultural și consideră că se impunea acest lucru cu atât mai mult în această perioadă guvernată de restricțiile pentru prevenirea răspândirii coronavirusului. Astfel se dorește aducerea unui omagiu bine meritat moștrilor sacri ai scenei românești. Vom avea spectacole în fiecare seară. Astăzi este debutul stagiunii teatrului, Festivalului de Teatru Național la Caracal și în fiecare seară, la ora 19, vom avea o piesă de teatru. Asta pentru a le reda oamenilor încrederea că există viață și după coronavirus, că toate lucrurile trebuie să reintre normal și că indiferent prin câte greutăți vom trece, trebuie să rămânem oameni de cultură, să iubim cultura, să ne îngrijim de tot ceea ce este frumos în jurul nostru. Merita să facem acest festival. Nu puteam să rupem o tradiție care a intrat în obișnuința caracaleinilor și mă bucură numărul destul de mare de tineri din această seară și pe viitor îi invit cu cea mai mare plăcere să vină la aceste spectacole, pentru că teatru înseamnă cultură, iar cultura înseamnă educație și educația înseamnă civilizație. Am spus că după 10 ani, personalitatea căreia trebuie să-i dedic acest festival este Emil Boroghină. Nu doar pentru că am plinit 80 de ani, nu doar pentru că a fost colegul lui Ștefan și omul care l-a susținut și a făcut Titus Andronicus la Craiova cu Silviu Purcărete, dar pentru că a fost modalitatea noastră de a-l sărbători. Măsurile restrictive luate astăzi de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență în vederea limitării răspândirii coronavirusului în municipiul Caracal, intrat oficial în scenariul galben, nu trage cortina peste Festivalul de Teatru de la Caracal. Spectatorii sunt rugați să respecte toate măsurile de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2 luate de organizatori.